Publicul ploieștean este unul european. Așa spunea Leo Grozavu în urmă cu 2 ani, atunci când Petrolul era în prima ligă și pierdea pe teren propriu în fața Botoșaniului, fosta echipă a tehnicianului ardelean. Acum Grozavu este proaspăt antrenor al Lupilor, iar atmosfera de pe Ilie Oană reprezintă unul dintre motivele pentru care antrenorul a decis să vină la Ploiești. Nu țin minte să fi văzut în România ca o echipă care pierde cu 0-4 acasă. În plus, fie și pe ultimul loc în clasament să fie aplaudată, încurajată, ceea ce nu poate decât să mă facă să cred că acest oraș merită cât mai curând o echipă în prima ligă. Petrolul are un nou antrenor care adoră jocul ofensiv. Leo Grozavu a semnat pe un singur sezon, deși conducerea Petrolului își dorea pe o perioadă mai lungă. Antrenorul de 50 de ani a spus că a avut mai multe discuții atât cu președintele Cristi Vlad, cât și cu partenerul finanțator Mădălin Mihailovici. Iar proiectul pe termen lung și atmosfera din Arena Lupilor l-au convins să vină la Liga a doua. Grozavu a antrenat ultima oară în Liga 1 la ACS Poli Timișoara și FC Botoșani. Oficialii clubului ploieștean au ajuns la un acord cu Grozavu după ce au mai avut discuții cu Edi Iordănescu, Costel Enache, Bogdan Andone sau Flavius Stoican. Reunirea lotului va avea loc pe 20 iunie și până atunci noul staff tehnic trebuie să lucreze intens la realizarea transferurilor. În funcție de ce se va decide, lotul petrolist va beneficia și de un cantonament de pregătire în România sau într-o altă țară europeană. Cu ocazia numirii lui Grozavu, clubul petrolist s-a despărțit și de Romulus Ciobanu, la care s-a renunțat după promovarea în Liga a doua.